Bă, fraților, efectiv suntem în spațiu cu căprița din Ohio. What? Dormeam liniștit într-o seară până când m-am trezit și mi-am pus întrebarea. Bă, ce s-ar întâmpla dacă aș trimite capra din Ohio în spațiu? Mă, ce? Fraților, da, ați auzit bine, astăzi o să luăm această căpriță nesimțită de aici și o să o trimitem în spațiu, alături de Elon Musk. Așa că saltați tuturor și pam, pam, pam! Astăzi o să ne ducem cu căprița din Ohio în spațiu, după cum am mai zis. Dar pentru a ajunge în spațiu... Bă, mă enervezi, pleacă de aici, așa. Dar pentru a ajunge în spațiu, în primul rând trebuie să ne dăm seama cum ar trebui să ajungem în spațiu. Și bă, la tot ce mă pot gândi este să ne urcăm undeva unde este foarte înalt și efectiv să sărim până ajungem în spațiu. Așa că, fraților, înainte a continua, v-aș ruga să spargeți butonașul de like și aici suntem alături de căprița noastră. Și bă, inițial m-am gândit să mă duc pe turnul acela pe care îl vedeți acolo, dar problema este că dacă ne ducem acolo, o să ne răpească extraterestrii și noi nu vrem să fim răpiți, vrem să ne ducem noi de bună voie în spațiu. Așa că, vedeți acel turn de acolo. M-am gândit să ne ducem acolo pentru că poate de acolo putem cumva să sărim până în spațiu. Așa că, fraților, haideți să luăm această mașinuță. Domnule, stați un pic, mașina, îmi trebuie mașina, vă mulțumesc, la revedere. Chiar aveam nevoie de această mașinuță, vă mulțumesc. Și acum ne urcăm cu mașinuța până în spațiu, aproape, nici chiar. Așa, urcă mașinuță, urcă. What? Ăsta e un mă, ce? De ce există așa ceva pe aici? Băi, căprițo, bă, ce fac? Doamne, ferească-mă, ce căpriță. Asta e foarte groaznic, haideți să plecăm de aici cât mai rapid. Dar o cam rămas putoarea cu noi, asta este. Mă, ce și mai mult răhățel? What? Ce aici? Bă, wow, de ce m-a speriat? Bă, de ce vrea să mă atace domnul ăsta? Pleacă, bă, de aici. What? Ăsta au făcut tot răhățelul de acolo? Domnule, mai trăiți? Aveți nevoie de respirație gură la gură? Spuneți-mi, trăiți? Trăiți? Haideți să vă fac un dans. Uitați cum dau din buci. Ia vedeți, dau din buci. Haideți, luăm centaurul ăsta cu noi, fraților. Îl ducem cu noi până în spațiu, ești de bun? Haide cu mine, haide. Haide, sus, până în spațiu ne ducem, haide. Bă, stai, unde pleci? Nu pleca fără mine, viața mea, așteaptă-mă. Bă, nu. Era cel mai bun prieten al meu pentru 5 secunde și atât. A, bun, acum că am scăpat de el, oare ajută dacă urcăm aici? Ia să vedem, poate putem ajunge dacă urcăm până aici, în spațiu, cumva, habar n-am, presupun. Presupun că cumva ar trebui să facem să ajungem. Am, nu știu dacă asta este cea mai bună metodă. Hopa. Ce am găsit aici? O căpriță de aur. Super tare, dar... nu suntem chiar în cel mai înalt vârf. Cel mai înalt vârf ar fi căsuța aia de acolo. No, bine, pe atunci ce facem? Coborâm ca și un om normal pe scară? Ei bine, da, într-adevăr, asta ar face un om normal. Dar noi suntem o capră nebună din Ohio. Du-te, căprițo! Și-a rupt toate oasele căprița. N-am mânat că n-are nimica căprița. Căprița asta este invincibilă din câte știți. Adică pe parcursul toate episoadelor cu capra din Ohio am fost prin lavă, am fost prin tornadă, am fost în gura unui rechin, am picat de la etajul 100, s-a întâmplat de toate. Deci deja știm că căprița asta este invincibilă. Bun, fraților, ne apropiem. Oh, nu, mâzgă! Nu vreau mâzgă! Oh, nu, am devenit un mâzgoi! Un mâzgoi! Uite unde am ajuns! Am ajuns undeva și acum, wow, ce am sărit, dar nu neapărat unde am dorit. Nu pica, căprițo. Bă, ați văzut? Ați văzut cum am urcat? Uitați-vă pe omul acesta care stă pe aici, l-am mai aruncat în episoade anterioare, îl aruncăm din nou pentru că de ce nu? Și acum ne ducem mai sus și imediat ajungem la destinația noastră. Uite-te, bă, că am ajuns. Ne așteaptă și curierul aici cu o pizza sănătoasă. Îți mulțumesc pentru pizza, e foarte gustoasă. Și acum haideți să urcăm sus și să vedem dacă putem ajunge în spațiu. Habar n-am cum, dar să vedem. Pararam, pam, pam, urcă căpriță, urcă! Ești în cel mai înalt vârf! Nu, am picat. Bă, mai urc o dată, nu-i bine. Hai, urcăm sus să ne mâncăm pizzaul. Așa, și așa, și ia vezi, suntem în cel mai înalt vârf. Am fost, că am picat din nou. Ok, suntem aici și planul meu este să fug cât de rapid pot. În sus, dă-i, căpriță, dă-i! A funcționat! Am ajuns cumva în spațiu? Ce se întâmplă? Bă, nu pot să cred. Suntem în spațiu? Căprițo? Căprițo, fă B dacă mă auzi. Fă B! Nu cred că mă mai aude căprița. Am pierdut semnalul de la căpriță. Alo, ajutor? Jocuri horror către căpriță? Alo? What?
Căprițo? Tu ai fost acolo? Ce se întâmplă? Oh! Oh! Mă, ce? Căprița? Căprița din Ohio tu ești? A zis că da. Bă, suntem pe o navă spațială. Ua, cine-i domnul ăsta? Oh, l-am cam lovit puțin. Stai un pic, putem discuta cu el? Oh, bă, domnule, sunteți bine? Plecați de aici, nu stau la discuție cu dumneavoastră. Ce aici? Bă, cum am ajuns aici? Ce e ăsta? Distruge tot, Căprițo! Căprițo, stai, nu distruge chiar tot. Calmează-te, nu știm ce se întâmplă aici, nu știm cine sunt oamenii ăștia. Căprițo, încitează, măi, Căprițo! Căprițo, stai, te rog, și înțelege că trebuie să ne calmăm pentru măcar 5 minute, te implor. Nu cred că mă înțelege. Bă, Căprițo! Ok, ce se întâmplă aici? Văd că avem ceva misiuni, trebuie să găsim ceva bănuț. Și în dreapta, nu știu ce, este 0 din 3. Și văd că oamenii ăștia au bani. Și noi dacă îi lovim, îi furăm banii. Dar am o întrebare de la voi, care e o întrebare chiar foarte bună. De ce aș avea nevoie de bani în spațiu? Adică, suntem în spațiu, de ce am nevoie de bani? Hopa! S-a întâmplat ceva. Mă, ce? Oh! What? Bă, asta e altă planetă sau sunt de pe o navă spațială? Că eu nu mai înțeleg nimica. Hai de capul meu, ok. Hai să mergem mai departe. Uite, ci că s-a deschis ușa asta. Să vedem despre ce este vorba. Bună! Sunt la recepție. Bună ziua! Îmi pare rău, v-am omorât. Să sperăm că n-a văzut nimeni și nu o să știe nimeni că căprița din Ohio a făcut ceea ce a făcut. Au, cineva s-a obosit pe mine, ce aiba. Mi-a pus ceva pe cap. Ce e ăsta? Căprițo, ești bine? A zis că da, deci presupun că este bine. Așa că, bă, ce e aici, mă? Uite, pot să folosesc astea? Ia. Oh, Căprițo? Mă, ce? Na, bine, haideți să ne plimbăm. Nu știu dacă căprița noastră este într-adevăr confortabilă acolo. Oh, ai cam picat, Căprițo? Ok, păi atunci chestiile astea sunt puțin stricate. Asta este și, bă, fraților, efectiv suntem în spațiu cu căprița din Ohio. What? Bă, nu pot să cred. Nu pot să cred că am ajuns să ajung în spațiu pe acest joc. Deci nici nu cream că aș putea vreodată. Ce e ăsta? Bă, ce fain, vreau și eu pe de ăla. Cum mă dau? Cum? Stai. What? Mi-a zis asta ceva. Bă, tu vorbești cu mine, nu te-am întrebat. Au, uitați ce-a zburat din cauza gravitației. Bă, asta o să fie amuzant că putem să lovim lumea foarte departe. Uite, mă, pot da pe ăsta cumva? Pot? Nu prea merge. What? Uite, pot să cumpăr chestii. Și cum cumpăr? Știe cineva? Bă, sunt prea multe chestii aici în spațiu și trebuie să vedem ce putem cumpăra cu bănuții noștri. Tu ce faci, domnule? Dă-mi bănuții tăi, îți mulțumesc pentru bănuții tăi. Pot să intru aici? Nu prea pare să pot să intru acolo. Atunci, haideți să mai vedem ce mai găsim pe aici. Deci acum suntem pe o planetă, presupun. Deși nu știu pe ce planetă suntem. Uite, ce sunt chestiile astea? Oh, no! Oh, am primit bănuți, asta e de bine. Lăsați un pic, că intrăm să spargem astea. Bă, dă-mi banii, acolo sunt bani. Lasă-mă să sparg alea, sunt mulți bani. Bani prețioși cu care pot să cumpăr drumul înapoi către pământ. Bă, dar mă, tot zbor pe aici, mă, din cauza gravitației. Speed limit, what? Astea sunt semne de viteză. De ce ai avea reguli de viteză prin spațiu? Că spațiul e infinit, faci ce vrei, nu? Uite aici, ok, am stricat tot. Îmi pare rău, chiar am vrut să stric, îmi pare rău. Mă, ce apă? Au, cred că frige, bă! Bă, uite, mă zboară pe pământ, uite pământul. Bă, stai puțin. Oh, nu. Cred că frige, cred că s-o ars căprița noastră la fundureț puțin, atâtica doar. Uite, pot ateriza aici? Da, mă, da, dăm banii. Dăm și tu banii. Oh, nu, domnule! L-am cam lovit puțin departe. Și ce se întâmplă? What? Ce? Oh, ăsta e a meu? Zic că e a meu, că chiar vreau să mă distrez cu el. Ia, stați un pic să coborâm, să vedem dacă putem să-l conducem cumva. Hai să ne parcăm aici cu căprița și... Da, bă, du-te, bă, asta e cea mai tare chestie. Oh, nu, am făcut accident, oh, nu. Băi, stai, bă, uite-te pe unde te duci, băi, nenorocitule, măi. Ok, ne-am repus în mișcare. Wow, ce viteză are, stai un pic. Stai că fac accident din nou și nu este de bine. Ok, unde mă duc? Am picat în groapă, oh, nu. Domnilor, îmi pare rău că vă deranjez, că inspectați acel meteorit care a picat acolo. Dar eu, oh, domnule, stați un pic, oh, îi pic pe cap, oh, nu, oh, căprițo, oh, nu, a făcut caca, ce-a făcut?
De ce o sunat ca și un jumpscare din Five Nights at Freddy's? Domnule, îmi pare rău că v-am făcut să leșinați, chiar n-a fost asta intenția mea, dar ce să fac dacă căprița noastră este puțin cam nebună? Și acum ce e aici? Pot să intru aici? Ia să vedem. Oh! Aaa, deci acum am intrat înăuntru. Păi aici înăuntru e totul normal, nu? Ua, ce e ăsta? Nu, stați un pic, ce e ăsta? Uitați că am lins unul. Și că este ceva ceantitanium. Sună rar. Haideți să-l vindem. Haideți să-l vindem, să devenim bogați, să ne cumpărăm un Bugatti. Un Bugatti le cumpărăm, încă Bugatti ne cumpărăm noi. Un Lamborghini. Un Mustang 5-0. Na bun, ce facem? Mai furăm de aici chestii de genul? Așa, așa, așa. A cam bubuit. Ei bine, ideea este că fac bănuți. Uite, avem nevoie de 5.000 de dolari ca să ne cumpărăm personal spacecraft. Asta înseamnă că o să am propria mea navă spațială? Oh, da, sună foarte fain. Hai să facem rost de bani, așa că nu l-am întins mâna la furat de data asta. Și am făcut rost de bani, fraților. Oh, nu te cred, nu te cred că este al meu, nu te cred. Ăsta e al nostru. Bă, cum pot să mă duc cu el? Cum pot să mă duc el? Unde se află? Unde-i parcat? Unde-i? What, un cod QR? Hai, mai bine să nu scalăm cine știe ce virus conține. Bună ziua, aveți ceva să-mi dați să fur? Niște bănuți, vă mulțumesc foarte frumos. Mai mulți bănuți de furat de la dumneavoastră. Uite, un roboțel. La revedere, am spat roboțelul, ești de bun? Pleacă, bă, de aici, mă, pleacă de aici. Singurul roboțel care mi-a plăcut a fost roboțelul acela din căprița din Ohio. Na bun, eu acum vreau să caut unde se află acea navă spațială, pentru că vă dați și voi seama, vreau să o conduc. Așa că o să sparg aici cât mai rapid chestiile, ca să fac rost de cât mai mulți bănuți. Uite doamna asta cu bănuți pe aici, dăm banii. Dăm bani, am zis, dăm banii. Mi-ai dat banii? Unde-s banii? Dă datoria pe care nu ai, dar ți-o fur eu. Ok, am făcut rost de niște bănuți ca să cumpărăm ceva spaceship carrier. O ieșit dintr-o gaură neagră? O gaură mare și neagră din spațiu? Bă, ce? Asta e foarte dubios, fraților. Ok, dar știe cineva cum pot să-mi conduc eu propria navă spațială? Știe cineva cum pot să-mi conduc eu propria navă a mea spațială? Eu am nevoie de nava mea spațială. Vreau să mă duc pe planeta Pluto. Ce e asta? Am sărit. Unde am sărit? Ce e asta, domnule? Oh, bucurați-vă de priveliște, la revedere, așa. Ce e asta? Mai mulți bănuți, în cutiile astea se află bănuți. Așa, mai băiatule, devin bogat pe zi ce trece, ești de bun. Aoleu, bă, ce-i cu lagul ăsta, aoleu. Na bun, ce mai avem pe aici? Uite, mai multe cutii cu bănuți, bă, eu sunt fericit. Bănuții sunt foarte bine primiți. Uite aici, oameni cu bănuți, uite. Aici se face yoga, în spațiu. Mă, ce? Și de ce e un cap de moarte aici? Pot să intru aici? Ușa secretă? Sau e cap de moarte pentru că e WC-ul și cineva au făcut ceva groaznic acolo înăuntru și dacă intrăm murim? Probabil aia. Uite, mai multe cutiuțe pentru a face rost de bănuți mulți și valoroși. Așa, avem bani, perfect. Opa. Am mai primit ceva de la mulți bănuți, ești nebun? Ce e asta? Travel Agency. Cred că aici o să ne putem teleporta. Cred. Personal spacecraft. Ia uitați-vă, cred că aici pot eu să conduc propria mea navă spațială. Na, stați un pic că trebuie să ajungem acolo și noi suntem aici. Bun, deci stați, trebuie să mergem drept încoace și să ieșim din zona asta. Practic să ieșim înapoi în spațiu. Cred că putem face asta, uitați pe aici. What? Oamenii mei sunt la plajă, ești nebun? La plajă, pe cer. Uite, aici așa. Bun, ne ducem bine, fiți atenți. Noi suntem săgeata aia roșie și acum trebuie să o luăm în dreapta, cred, nu? Și ne ducem la Personal Space Aircraft. Bă, unde trebuie să mă duc? Vreau să-mi conduc propria mea navă spațială, să zic așa. Uite, mă duc bine pe aici. Stați un pic, în teorie trebuie să ne ducem aici. Opa, ok. Este aici sus, o vedeți chiar acolo sus. Bă, cum ajung acolo? Stai un pic. Știe cineva cum ajung? Eu nu știu. Cred că trebuie să intru pe aici. Ia să vedem dacă trebuie să intru pe aici. Băiatule, mai încet, așa. Intră înăuntru, așa. Beșește-te pe mine pentru că de ce nu? Așa, bun. Și acum, bună ziua. Ăsta e ăla pe care l-am omorât. Ei, avea un burger destul de gustos. Hai să luăm burgerul. Ia mă căpriță burgerul, așa. Am luat burgerul, poftă bună nouă. Ce contează că l-au murit? Dacă a murit totul, să mâncăm burgerul, să nu se strice acolo, că ar fi păcat, nu? Ok, și acum cum mă duc acolo? Mai mulți bănuți, ok? Eu vreau să ajung la zona unde o să am propriul meu navă, propria mea navă spațială. Uite, bă, ca ăștia poză cu nava mea spațială, dar cum ajung acolo? Oare trebuie să mă duc înapoi aici? Ia să vedem. Domnule, știți cumva o metodă pe aici? Oh, what? What? Ăsta e prăbușit aici? Uite, aici e tavan. Oare pe aici?
Cum pot să ajung acolo? Da, mă, da, uite că ar trebui să pot să ies pe acolo, dar cum ies pe acolo? Stați un pic, pot cumva pe apă să mă urc? Nu, poate pe copacul ăsta, ia, căprițo, copacul așa, așa. Și de aici cum sar acolo? Nu prea merge să sar. Nu cred că pe aici, trebuie să găsim o metodă de a urca acolo, cred că de din afară. Stați un pic, cred că am găsit liftul. Da, mă, da, ne ducem către a meu. Ați înțeles voi despre ce este vorba, pentru că voi sunteți abonații mei dragi și deja știți ce vreau să vorbesc fără să zic nu, presupun. Ok? Și uite, cum pot? Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred! Oh, nu, stați că se controlează greu. Oh, nu, stați un pic. Căprițo? Oh, ajutor, fraților, nu vreau să fac accident. Oh, ce se întâmplă? Oh, nu! Nu-mi zice! Nu! Bă, stai, mă! N-am vrut să fac asta, ce naiba! Lasă-mă înapoi înăuntru. Oh, merge. Chiar merge, dar cum îl conduc? Eu asta nu înțeleg, cum îl conduc? Stați așa că nu e chiar așa de ușor. Uite, căprițo. Așa, du-te în sus. Bun. Bun, acum tot drept. Așa, dă-i. De ce te uiți la un copac? Căprițo, nu te mai da peste cap. Căprițo. Au, nu, ajutor. Ce sunt așa alarmele? A murit capra? Căprițo, mă auzi? Căprițo, nu glumi cu de-astea. De ce are X în ochi? Căprițo, nu glumi cu de-astea, Căprițo! Căprițo, trezește-te, Căprițo, fă bee dacă mă auzi! Cred că a murit capra. Fraților, trebuie de urgență să strângem 6.000 de like-uri la acest episod dacă vreți ca căprița noastră să reînvie. Bă, asta este! Vedem ce se întâmplă în episodul următor. Aveți grijă de voi! Mersi de vizionare! Pa, pa!